Bună ziua, vă salută Tatiana. După culorile firelor pe care le vedeți aici, cred că ați înțeles ce vom face de acum înainte. Deoarece am avut solicitări pentru Moș Crăciun, astăzi voi face prima parte a tutorialului Moș Crăciun 2023. Pe pagina canalului de YouTube există încă doi Moș Crăciun, cine dorește îi poate căuta și îi poate lucra, bineînțeles. Pentru lucrarea care o începem astăzi, voi folosi firele Bravo de la Schattenmeier, culoarea roșu, culoarea pielii, negru și culoarea alb. Apoi vom avea nevoie de melană pentru umplutură, vom avea nevoie de o pereche de ochișori, vom alege culoarea la momentul oportun, avem nevoie de clămiță sau de firul despărțitor, croșetul cu numărul 2 și jumătate, nu știu dacă se vede, 2 și jumătate, foarfece, apul pentru cusut lână, bineînțeles, și multă răbdare. În culoarea pielii sau culoare carne sau culori nud, cum doriți să spuneți, vom începe să lucrăm căpușorul în cercul magic. Voi lucra mai întâi un picioruș scurt, care nu-l vom pune la socoteală, acesta ne ajută să stabilizăm lucrarea și voi continua lucrând un număr de 6 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, cel de-al 6-lea picioruș scurt. Vom închide cercul magic în corespondența primului picioruș cu fir alunecat, după care, pentru rândul următor, în corespondența fiecărui picioruș, noi vom face o înmulțire. La sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Am poziționat firul despărțitor în corespondența ultimului picioruș. Voi continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 2 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 1, 2, 3 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. Pentru următoarele rânduri, noi vom lucra piciorușe scurte în corespondența fiecărui picioruș scurt, așa cum se găsesc. Deci vom lucra un total de 8 rânduri de 36 piciorușe scurte. 8 rânduri de 36 piciorușe scurte. După ce am lucrat cele 8 rânduri de 36 piciorușe scurte, vom continua lucrând 6 înmulțiri consecutive. Deci în următoarele 6 piciorușe, noi vom face câte o înmulțire. Am cea de-a doua, cea de-a treia, cea de-a patra, înmulțire, cea de-a cincea înmulțire și
cea de-a șasea înmulțire. După care vom continua cu următoarele 30 de piciorușe scurte în mod normal, așa cum se găsesc. Iar noi ne vom reîntâlni la sfârșitul acestui rând. Pentru rândul următor vom lucra o scădere. Să reușesc să intru bine aici. O scădere. 11 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 piciorușe scurte. O scădere. Și vom continua până la sfârșitul rândului cu piciorușe scurte. Când vom ajunge la sfârșitul acestui rând, noi vom obține un număr de 40 de piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra o scădere. Zece piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vom face o nouă scădere. Și vom continua cu piciorușe scurte lucrate în mod normal până la sfârșitul rândului. Când vom ajunge la capătul acestui rând, noi vom avea un număr total de 38 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând o scădere. 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, după care vom face din nou o scădere. Și vom continua cu piciorușe scurte până la sfârșitul rândului. Iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 36 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte. Urmate de o scădere. Eu lucrez foarte strâns și de aceea greu fac scăderile. Vom continua pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 1, 2, 3 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe 3 parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 1, 2, 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Continuăm lucrând un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând
ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Deci un picioruș scurt, o scădere. Ajuns în acest punct, vom umple căpușorul cu melană, vom introduce bine melană și vom modela, nu știu dacă se vede bine la cameră, vom modela bine chipul moșului. După ce am făcut acest lucru, vom scurta firul și vom încheia acest rând în culoarea carne, în culoarea pielei. Vom atașa acum acest capăt de fir, eu îl pun în interior. De multe ori v-am spus, capetele de fir de la lucrări le vom păstra pentru că le vom folosi pentru a umple jucăriile noastre amigurumi. Acum voi pune culoarea roșie, nu are importanță unde voi începe. Și voi lucra un rând de 12 piciorușe scurte. Deci voi lua fiecare picioruș așa cum se găsește și vom lucra aceste 12 piciorușe scurte. Iar capătul de fir, nu uitați, îl vom duce cu noi și îi vom da stabilitate în felul acesta. Iar noi ne vom reîntâlni la sfârșitul acestui rând. Am lucrat cele 12 piciorușe scurte, voi continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua cu 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Ați înțeles deja că acum lucrăm corpul. Eu am omis să precizez, lucrăm corpul moșului. Vom lucra 2 piciorușe scurte, o mulțire, pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Pentru rândul următor lucrăm 1, 2, 3 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Continuăm lucrând 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. Pentru următorul rând lucrăm 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 42 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 48 piciorușe scurte. Ajunse în acest punct, noi vom continua să lucrăm un număr de 16 rânduri,
de câte 48 de piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl vom lucra așa cum se găsește și vom lucra un număr total de 16 rânduri, iar noi ne vom reîntâlni. Lucrate cele 16 rânduri de câte 48 de piciorușe scurte, vom continua lucrând 7 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cel de-al șaptelea, apoi vom face o mulțire, vom repeta pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 54 piciorușe scurte. Obținute cele 54 piciorușe scurte, vom continua lucrând picioruș cu picioruș un număr total de 3 rânduri, deci 3 rânduri de câte 54 piciorușe scurte. Odată lucrate și cele 3 rânduri de câte 54 piciorușe scurte, vom face un rând de înmulțiri. Vom înmulți în corespondență fiecărui picioruș, însă vom intra doar în prima jumătate a fiecărui picioruș, nu prin întreg piciorușul. Deci nu vom intra prin întreg piciorușul, doar în prima jumătate. Cea de-a doua jumătate ne va folosi în momentul în care vom lucra pantalonii. Deci vom face corespondența fiecărui picioruș câte o mulțire, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 108 piciorușe scurte. Nu uitați doar partea din față a fiecărui picioruș. Așa vom continua rândul acesta, iar noi ne vom reîntâlni la sfârșitul acestui rând. Am obținut cele 108 piciorușe scurte, din acest moment vom lucra două rânduri de câte 108 piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Și încet, încet ne apropiem de sfârșitul acestei părți a moșului. Deci vom continua lucrând două rânduri de câte 108 piciorușe scurte. Odată lucrate și aceste rânduri de piciorușe scurte, vom scurta și noi firul și vom închide rândul. Capătul de fir îl vom ascunde în modul în care să nu se vadă și aici la această parte a lucrării ne vom reîntoarce. Mai întâi vom trece să lucrăm pantalonii. Veți vedea imediat de ce a fost nevoie să lucrăm acel rând în back loop, în front loop de fapt. Din nou cu firul de culoare roșie, vom intra în corespondența fiecarei jumătăți de picioruș. Le avem aici, să vedem să intrăm. Și vom face de jur împrejur cele 54 piciorușe scurte. Vă amintiți că aveam 54 piciorușe scurte, intrând în corespondență fiecăruia dintre acestea și lucrăm piciorușe scurte, noi vom obține 54 piciorușe pe care vom lucra pantalonii. Deci, nu uitați, vom intra în fiecare jumătate, trebuie să fiți foarte atente. Foarte, foarte atente să observați aici jumătatea, veți pune lucrul în felul acesta că va fi mai ușor și astfel vom merge de jur împrejur și ne vom forma din nou cele 54
piciorușe scurte, iar noi ne vom reîntâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, după cum vedeți, am montat din nou cele 54 de piciorușe scurte, iar de acum vom continua lucrând două rânduri de câte 54 piciorușe scurte. Deci două rânduri vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Am încheiat și aceste rânduri. Acum noi vom pune lucrarea în două. Să fiți atente, să puneți cu fața în sus, pentru că va fi nevoie să despărțim pentru a face pantalonii. Deci fața este aici unde este mai bombată, unde am făcut înmulțirile. Vom pune în două și orientându-ne cu, ajutându-ne de firul despărțitor sau de glămiță, vom aproxima mai mult sau mai puțin jumătatea. De o parte și de cealaltă va trebui să avem câte 27 piciorușe cu care vom forma un crac și cel de-al doilea crac al pantalonilor. Sper că nu m-am exprimat urât. Deci vom continua rândul, numărând mai întâi aceste piciorușe scurte, vom ajunge la 27. La piciorușul 27 noi vom închide și vom separa cele două părți. Deci eu aici am deja, deci este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și voi continua. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, sunt 23. Voi scoate glămiță și voi pune așa, 23, 24, 25. Și de aici mă voi deplasa cu un picioruș mai în spate, vor fi 26, cu 27 voi închide. Deci nu unde am clămiță, un picioruș mai în spate, voi închide în felul acesta. După care veți număra să aveți exact 27 de piciorușe și partea aceasta și vom începe să lucrăm un total de 10 rânduri pentru fiecare crac. Deci 10 rânduri de câte 27 piciorușe scurte, aici deci am închis partea și voi continua lucrarea în felul acesta. 10 rânduri de jur împrejur pentru a face pantalonii, iar noi ne vom reîntâlni. Eu merg înainte cu primul rând și ne vom reîntâlni pentru a continua. Lucrate cele 10 rânduri, vom scurta firul și vom închide această parte a lucrării. Bineînțeles, firul îl vom ascunde, însă noi acum vom trece la cea de-a doua parte a pantalonilor. Și vom lucra exact în același mod, vom începe de aici, dintre picioare, și vom face 10 rânduri de câte 27 piciorușe scurte. Pornesc aici cu primul și continui. Iar noi ne vom întâlni când vom încheia de lucrat și aceste rânduri. Deci,
10 rânduri și partea aceasta. Am încheiat și cea de-a doua parte a pantalonilor, voi scurta firul și voi ascunde acest capăt de fir. Am umplut și corpul cu melană, așa cum ați văzut, pantalonii fiind foarte largi, prin interiorul acestora introducem melană și umplem corpul. După ce voi ascunde acest capăt de fir, eu mă voi opri aici cu această prima parte a tutorialului Moșul Crăciun 2023. Voi continua, bineînțeles, și ca de fiecare dată vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine. Dacă vă place ceea ce am lucrat până acum, vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like, să distribuiți. Iar eu, ca întotdeauna, vă îmbrățișez pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută, Tatiana!